Facebook, Niculina Gheorghiță a lansat o carte în urmă cu foarte puțin timp. O carte care este, ce să vă spun, e o bijuterie de avut, mai ales dacă vrei să-ți fie bine în cuplu. Partenerul de cuplu, resursă de vindecare, un ghid practic de psihologie cuantică. Și aș vrea să vorbim despre împreună. Da. Este un cuvânt sau e mai mult, e o stare? Cum e? Cum? Eu numesc o stare. Este o stare interioară pe care o ai atunci când te aduni cu cineva de frecvență asemănătoare. Adică avem aceleași preocupări atât în gândire cât și în fapte, avem aceleași dorințe de creștere și de evoluție. Și asta înseamnă că facem frecvență specifică și ne adunăm împreună. Stai puțin, asta este o chestiune pe care o avem sau o creștem? O creștem. Bun. De fapt, noi ne naștem împreună, conectați cu toți și toate, cu părinții noștri, iar în timp apare o fisură între noi și cei care ne-au crescut. Și atunci începem să ne separăm și de alții, și de univers, și de natură, și de absolut tot. Ne dăm seama la un moment dat că nu ne este bine singuri. Ne dăm seama că nu putem crește, nu putem evolua și începem să căutăm conectarea. Însă conectarea apare doar dacă ne simțim în siguranță cu celălalt. De aceea grupurile acestea care au preocupări comune, care caută, cercetează, îți dă starea aia de siguranță. Mă simt singur lângă ei pentru că căutăm aceleași informații. Mă simt sigur lângă ei pentru că atunci când am nevoie și îi caut, îi găsesc. Mă simt singur lângă ei atunci când îmi apreciază ceea ce fac în preajma grupului. Mă simt sigur lângă ei atunci ce când... Mă simt sigur lângă niște oameni. Da. Mă simt sigură. Da. Este o siguranță pe care o căutăm toți. O căutăm toți. Pe de altă parte, vin sărbătorile. Și este clar o nebunie. Ne pierdem în amănunte, căutăm, pregătim, uitând că, de fapt, împreună, la masa de Crăciun, e din nou stare. Cum ajungi la... Cum să te îndepărtezi de toate tentațiile astea pur comerciale? Și... Da. Un pic în societatea de astăzi e destul de dificil, dar dacă ești conștient de tine și de ceea ce vrei să trăiești, pentru că noi ne creăm stările astea pe care vrem să le trăim, ce facem? Dăm un pas în spate, eliminăm pe cât se poate shopping-ul acesta compulsiv. Pentru că pe masa de sărbători... Da, dar unii spun că e o formă de terapie shoppingul și gătitul. Și e adevărat? Ce spune psihoterapeutul? Da, shoppingul nu poate fi o formă de terapie pentru că este shoppingul compulsiv, pentru că este o dependență la un moment dat. Aha. La fel și tot ceea ce este dependență nu are cum să fie terapie, pentru că aia te scoate din contact cu tine, de fapt. Am înțeles. Da. Ceea ce noi vrem este să fim în contact cu noi, când merg să cumpăr 3 portocale și o pâine, să fiu acolo în prezent, cu mine, cu vânzătorul de unde cumpăr, unde pot dărui un zâmbet, unde pot să dau o vorbă bună, pentru că faptele bune nu înseamnă neapărat ceva material. Eu de mult am scăpat de această nevoie să dau material ca omul să se bucure, nu de aia să bucur omul. Omul se bucură dacă îi oferi un zâmbet, dacă îi dai o strângere de mână, dacă îi dai o îmbrățișare, pentru că asta e greu să le primească atunci când se simte singur. Și atunci noi creăm starea lui împreună, vorbind cu cineva, discutând. Iar dăm un pas în spate, apropo de acest shopping compulsiv. Și eu le recomand tuturor să meargă cu listuța la cumpărături, exact ce trebuie să pui pe masă. Pentru că dacă nu mergi cu listuța, nu merge. Asta e, trebuie să ne învățăm ce să facem. Că dacă orice învățare își dezvăț. Dacă ne-am învățat să cumpărăm mult și aruncăm 3 sferturi, vă spun sigur. Adevărat. Pe de altă parte, în cartea asta pe care ai lansat-o și pe care eu am citit-o și acum am apucat să o recitesc, că prima dată am vrut să văd despre ce e vorba și acum am început să învăț niște lucruri, vorbești mult despre siguranță. Cum ajungi să-ți fie bine în sensul de nu confortabil într-o relație, ci să te simți în siguranță? Cât e de lucru și care sunt primii pași? De lucru este mult, pentru că primii pași pentru a mă simți în siguranță în contact cu cineva este să mă regăsesc pe mine. Asta înseamnă să găsesc acele părți pierdute din sinele meu, care fie nu a fost acceptat în mica copilărie, fie a fost transformat în ceva, o fațadă, fie a devenit o umbră
fie am renegat ceea ce eram noi, pentru că cei din jur nu dădeau încredere la ceea ce manifestam. Și când eu reușesc să mă conectez, să mă adun, să mă regăsesc pe mine, să-mi aduc toate acele părți, pot să vorbesc că o să mă simt în siguranță cu oricine. Dacă nu... A, deci ești despre mine, nu despre celălalt. E doar despre noi, da? Despre fiecare în parte. Pentru că în momentul în care eu m-am regăsit, nu o să mai proiectez pe celălalt, nu o să văd că vrea să-mi facă rău sau nu știu ce vrea să facă. Nu o să-l mai, n-o să-i mai apăs niște răni care să-mi trezească mie acele dureri emoționale. Care va să zică, nu e despre celălalt. Chiar dacă suntem împreună, e despre tine, despre exact. A-ți umple niște goluri și niște fisuri și niște suferințe. Da. Da. Pe de altă parte, pe mine mă preocupă faptul că știi cum e. În perioada asta, cei mai mulți oameni se pregătesc, se adună împreună, dar sunt foarte mulți singuri. Singuri la o masă cu alții, singuri. Unde cu telefonul, e? Singur, cu televizorul. Din ce în ce mai mulți. Pentru că noi nu numai de sărbători avem nevoie de conectare, avem nevoie de conectare continuu. E ca o abilitate pe care o dezvoltăm. Adică vrei să spui că asta trebuie să înceapă mult înainte de sărbători ca să ne fie bine. Trebuie să fie continuu asta, iar la sărbători va fi împlinirea împreună, stării dinpreună. În ce sens? În sensul că suntem acolo, facem ceva, discutăm ceva, vorbim ceva și spunea cineva că îi spusese bunica, tu ești cu noi sau ești cu telefonul? Și din clipa aia, la fiecare sărbători își închide telefonul și îl lasă în mașină, special ca să fii doar acolo cu familia. Asta e un exercițiu. Da. Toate sunt abilități pe care le dezvoltăm, nu avem cum altfel. Iar ce avem de făcut este să începem din timp, dar nici acum nu-i târziu, doar luați-vă o zi, două în care să lăsați conectarea sau contactul cu ceilalți, că de fapt nu aveți conectare cu alții, aveți doar un contact, un schimb. Și să vă puteți conecta cu cei apropiați ca să trăiți starea lui împreună. Este povestea asta cu conectarea o stare unilaterală sau trebuie să primești și din partea cealaltă? Ideea este că conectarea este o stare bivocă sau bilaterală. Ideea este că nu toată lumea se poate conecta din prima. Corect. Însă unul din cei doi, pentru că universul nu suportă golul, ajută pe unul să se trezească. Și zici, ia fă tu primul pas, ce se poate întâmpla? Dacă unul face primul pas, celălalt vine ca într-un dans. Nu poți să rămâi singur dacă vrei să te conectezi. Automat și celălalt te va însoți. A spus așa, universului nu-i place golul. Uh-huh. Deci, pe unul dintre cei doi îl va motiva cumva să facă. Îl va deschide ceva, informație. Excepțional. Și dacă nu se întâmplă asta, înseamnă că la tine e ceva. Sigur. Cu tine trebuie să lucrezi. Sigur. Pe de altă parte, a lucra cu tine e o treabă pe termen lung, adică pentru toată viața. Forever, pe viață. Exact cum spun mari specialiști. Doar când vom pleca în alte dimensiuni, vom termina dezvoltarea personală. Asta e o veste mai puțin bună. Păi e o veste bună, eu zic, știi de ce? Că nu tu mai... vezi întotdeauna partea plină, așa ești. Că nu mai avem grijă de alții, abia avem timp să ne ocupăm de noi. Nu-i mai bine așa? Terminăm cu judecata, cu critica, cu bârfa, pentru că începi cum să te terminăm? Uiți la tine. Așa, uitându-te la tine, având treabă cu tine. De ce am spus aia? De ce m-am manifestat așa? Ce am vrut să spun cu asta? Ce am căutat? De unde încep, Niculina Gheorghiță? De unde începi? Ce sunt eu și ce vreau eu de fapt? Astea sunt primele întrebări. Dar cine sunt și cine ce vreau? Sunt eu și ce vreau? Și dacă nu știi răspunsul? Tot întrebi. Pentru că la un moment dat, în întrebare se va găsi răspunsul. Încetul cu încetul vei dezvolta întrebări mai profunde, spunem noi, și atunci vei găsi și răspunsul. Nu se poate. Ce vreau de fapt acum, de exemplu? Vreau să vă dăruiesc din cunoașterea mea. Asta vreau acum. Nu vreau altceva. Deci nu mă interesează nimic altceva. La asta ne referim. Ce vreau eu de fapt? Este momentul prezent. Da, dar tu ai ajuns la un nivel la care noi toți primim de la tine, pentru că tu și eu am primit la rândul meu de la alții, că mi-aduceam aminte zilele trecute, fetița mea m-a întrebat, mami, dar tu când erai la ea și erai singură, că în fine eram la cămin și așa, și zic, mama, am întâlnit un cuplu la Biblioteca Județeană din Iași, la Biblioteca Eminescu, el era medic, iar ea era bibliotecară. Și ne-am apropiat așa, vorbind una alta. Atât de multe lucruri am învățat de la oameni. Mereu mergeam la bibliotecă, mai căutam, mai cercetam. Asta e un alt sfat.
Da. Ai spus mai devreme, universul nu iubește golul, da, și atunci motivează, ajută, exact, pe unul dintre. Pe de altă parte, împreună este o stare pe care trebuie să o cauți în tine, nu în celălalt. Exact, deși aveam toți senzația că tu, de fapt, îl cauți pe altul. Mm. De fapt, în tine în este tine puterea este starea lui împreună. Și ai spus ceva foarte important. Caută și alege oamenii de la care, exact, înveți. Exact. Caută și alege oamenii de la care poți să înveți, de la care poți să te dezvolți. Pentru că noi singuri nu putem, oricât am fi noi disfinți, nu se poate. Tot în conectare și în comunicare se face creștere. Mai am o întrebare, că suntem gata și cu asta am depășit. Suntem la 17 minute, trebuia să vorbim 12, dar nu contează. Mai am o întrebare, ajută-mă, pentru că suntem înainte de sărbători. Hai să facem, știu că tu ești perfectă în a face exerciții. Care e exercițiul cel mai simplu pe care să-l faci ca să intri, nu în spiritul comercial al sărbătorii, ci în spiritul bucuriei? Care e exercițiul pe care îl recomanzi? Ce recomand este să folosiți cuvinte rezonante atât pentru voi cât și pentru cei dragi. Listă. Listă. Adică bucurie, spune, să trăiești în pace, să fii bucurie, să ai un an magic, lucruri de genul acesta, pentru că acel cuvânt are o rezonanță care va intra undeva în creier și vor conecta niște legături. Aș vrea să vă spun că imediat după ce terminăm emisiunea de radio, înregistrăm un podcast Magic Life, pe care o să-l găsiți pe canalul meu de YouTube, cum sunt și celelalte două, în care vom încerca să aflăm exact care sunt exercițiile pe care să le facem pe termen lung pentru a ne fi bine și cum să începem un an bun. Da. Ulina, te-aș ruga să le spui oamenilor ce-ți dorești tu pentru tine și ai tăi. Știi că e Moș Crăciun, ești la radioul lui Moș Crăciun, trebuie să-ți dorești ceva. Ia, da, povestește. Ce-mi doresc eu pentru mine și pentru ai mei este starea de tihnă. Poal. Încă nu avem. Nu avem. Încă nu. Lucrăm la ea. De mult? De vreo 2 ani, da. E o treabă la care lucrează toată familia sau? Da, cum? Da. Mm-hmm. Tu ai început educația copiilor tăi de foarte devreme. Care sunt, gata, și promit că e ultima întrebare. Care e cel mai la îndemână sfat pentru o mamă, un tătic care e acum în mașină și se enervează în trafic? Ce să-i spună copilului? În primul rând, părintele trebuie să fie un model pentru copii. De ceea ce vor să vadă sau să trăiască copiii, trebuie să facă ei. Adică n-au ce căuta nervi în trafic, mai ales când sunt copii de față, pentru că acei copii vor manifesta asta în mediile lor mai devreme sau mai târziu. Pua! Da, deci lăsați nervii, încercați să fiți un model pentru copiii voștri, pe modelul ăla ce ție nu-ți place, altuia nici atât nu-i, da, face sau place. Da. Nicolina, îți mulțumesc, te aștept mai târziu. Găsiți interviul tot pe contul nostru de Facebook. Mulțumesc, Florentina, că m-ai ajutat să ajungem la cât mai mulți oameni. Eu mă întorc imediat cu un super premiu și cu bătălia hiturilor, iar pe Nicolina o găsiți, evident, pe Nicolina Gheorghiță .ro. De acolo puteți cumpăra această carte, este cea din urmă, adică a 11-a, da, așa, care e o carte despre partenerul de cuplu, dar sunt și celelalte și ne revedem pe canalul de YouTube. Și mai e și Holisterapia. Da. Canalul, site-ul ei, în care de asemenea puteți găsi tot ce trebuie să știți despre Nicolina Gheorghiță. Mulțumesc din suflet! Mulțumesc cu drag! Smile, enjoy Magic Morning! Oh, oh.